Bună ziua, numele meu este Marius Răileanu, managing partner al revistei Casino Inside. Stăm de vorbă cu domnul Sorin Constantinescu. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Sorin Constantinescu, cu experiență de peste 25 de ani, mai exact din 90 și vă ocupați cu jocurile de noroc în țara noastră. Fie vorba că vorbim de Casino or Life sau vorbim de industria de slot machine, dumneavoastră ați fost prezent da, în da, toată da. perioada aceasta. Nu știu, ca un intru așa, Care au fost principalele momente care au marcat industria de jocuri de noroc în perioada post-decembristă? Păi a fost perioada 90-93 când se desfășura activitatea fără un, niciun fel de autorizare sau licențiere, sau era un haos total, se făceau socotele pe caiete cu creonul chimic umezit cu limba. O viață bună da. <laughs> după care 93 în august a fost prima comisie de jocuri din România, știu că au avut licența numărul 2, au fost vreo, am fost vreo 10 firme atunci care am luat licență 93 în august. După care o, a fost când era Reme și ministrul de finanțe a mărit taxele de vreo 5 ori și noi la jocuri aveam 25% și ne am ajuns să plătim 125% și am dat faliment tot și am luat-o de la zero. Și ultima schimbare puternică, să zic, așa a fost în 2015 când a apărut online în România, a apărut mai demult, dar s-a legalizat online în România și am fost lăudați la Bruxelles că avem una dintre cele mai bune legislații și cele mai bine puse la punct din, din toată Europa, ceea ce a fost o mândrie ca unul care am contribuit și în cadrul Consiliului Constativ am lucrat la, la legislația respectivă. Și altă mândrie este că, în momentul când mi-am întocmit teza de doctorat, a fost o propunere de lege ferenda. Am avut, de fapt, trei propuneri de lege ferenda în teza de doctorat. Toate trei au trecut, s-au -au finalizat cu promulgare de legi prin Parlamentul României, dar una dintre ele a fost înființarea Oficiului Național de Jocuri de Noroc, un organism pe care eu l-am conceput pe teza mea de doctorat, ca și structură, ca și tot. N-a fost, să zic așa, o idee personală în totalitate, pentru că m-am am rucat cu ochiul la celelalte legislații și celelalte țări care aveau ist un istoric mai amplu în domeniul jocurilor, cum e Franța, care are Argelul sau Spania sau așa, și am adaptat puțin la legislația, la legislația românească. Și de când s-a înființat oficiul, și uh, în casele bugetare au crescut fantastic. Și ca și disciplină, și ca și organizare, s-a schimbat totul. Adică e într-adevăr un fenomen care este bine legiferat, bine controlat și bine organizat. Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră aveți doctorat în jocuri de noroc și da. teza dumneavoastră de doctorat uh, a stat oarecum la baza Noi uh. legea jocurilor de noroc. Da, nu neapărat a Noi legea Oficiului Național de Jocuri de Noroc. Da. Uh, am un doctorat în criminalitate economico-financiară pe partea de jocuri de noroc, deci am, e o teză de doctorat mai amplă. N-am avut după ce să plagiez că a fost prima în România. -am avut avut de să avut teze. N-am avut de unde să mă inspir. Am avut noroc că am trecut o perioadă și pe la Loteria Națională și am putut să văd acolo o grămadă de, de nereguli și atunci am, una din capitolele din teza de doctorat a fost studiu de caz Loteria Națională și m-a ajutat foarte mult. Iar dosarul ăla în care au fost și arestări cu Benea, cu Benea și cu toate gașca aia care eu am rămas șocat, adică venind din mediul privat și văzând la televizor că se fură la autostrăzi, că se fură acolo, că se fură, dar când ajungi acolo între ei și te uiți pe hârtii, te oripilezi pur și simplu. Deci, una, una din chestiile. Deci, într-un an de zile vreo 30 și ceva de milioane de euro. Una dintre chestiile care m-a șocat a fost că au cumpărat de pe net un soft de acces personal la câmp pui deștu, când te da. intri la serviciu sau cartela și care costa vreo 350 de dolari, cam așa, sau 320. Ăștia care mai vând softuri și au mai avut probleme cu legea și în România, mai schimbă un cod sursă, mai zic, domnule, au lucrat nu știu câte softiști, nu știu câte luni de zile, ca să mai facă gogoașa mare, să poată să justifice prețul la infernal. Ăștia n-au făcut nimic, deci pur și simplu au luat softul de pe net, l-au vândut loteriei. De la 350 de dolari, cu cât crezi că l-au vândut? 350.000 de dolari? Nu, 1.700.000 de dolari frumoasă rată de multiplicare. De... Deci de vreo 4.000 și ceva. Deci te șochează. Când vezi la televizor nu ți dai seama de amploarea fenomenului, dar când vezi, te uiți pe hârtii și vezi că a costat 350 de ori și l-a vândut cu 1.700.000, bă, dar zici unde se duce țara asta, unde am ajuns sau ce facem sau în control ne îndreptăm dacă la nivelul ăsta de hoție și de se întâmplă și oamenii ăia care fură în halul ăsta fără să încerce să-și acopere urmele, sunt sigur că niciodată nu o să-i prindă nimeni, pentru că sunt prea puternici, cum au fost și când au fost celălalt uh, ceilalți la putere înainte. Și toți politicienii când ajung sus zic, domnule, facem orice, că voi nu mai prinde nimeni, nu se mai întâmplă totuși... nimic. Până la urmă, soarta e de partea celor buni, să zic așa. Este inevitabil, într-adevăr. Da. Nu voiam să discutăm despre. sau am nu. Asta, o asta da. nu era subiectul, dar totuși am ați deschis Eu știu că Loteria a fost înființată pentru a strânge bani de la populație, Așa a plăti este. premii într adevăr conform da. regulamentelor a pe fost, care are și jocul. Loteria românească a fost înființată de regele Carol al II pentru un scop caritabil, o, ca să ajute spitale de campanie, de răniți, copii orfani, orfelinate, cazuri sociale. Și, și acum în Europa și loteria englezească, și loteria spaniolă, și loteria italiană. Museum, care este finanțat de 40, banii 40 din, din muri se duc către cauze sociale. În România se întâmplă? Nu adică se, întâmplă, se, se întâmplă, întâmplă pentru că ce se fac spune? bani foarte puțin, pentru că loteria este politizată în totalitate. Adică Un soft de 300 funcția, da, Funcția acolo este politică nu s-au căutat niciodată să se pună manageri care să, să rentabilizeze pentru că este o găină cu o de aur. Din cauza că au monopol pe o grămadă de produse de astea, ar putea face bani de 100 de ori mai mult. Adică potențialul loteriei române, am făcut un plan de afaceri când am fost acolo și l-am pus Ministerul Finanței pe masă, e cam de 200 de milioane de europeane, Ei fac cam 20-30 de milioane și și ei au pentru că ei calculează altfel decât o firmă privată venitul sau cifra de afaceri sau adică o alt gen de calcule ca să umfle gogoașa cât mai mare. Deci 2-300 de milioane ar trebui să facă, să facă și fac, fac 20-25, adică de 10 ori mai puțin. Management defectuos, Management defectuos. Politic. legislație proastă, legea lor internă este proastă, echipamente cumpărate la suprapreț Date pe nepotisme și pe așa mai departe, deci așa este din 90 și până în 2018 când vorbim noi nu s-a schimbat absolut nimic acolo, e la fel Mă deprim când vorbesc da. de loterie, aș prefera Haide să trecem să în subiect, altă da, hai Haideți hai să, să vorbim de cazii live. lai like. okay. În 28 de ani de experiență Cred că ați văzut o grămadă de câștiguri, o mulțime de câștiguri. Da, păi la un moment dat erau 17 cazinouri în București și 20 în provincie, erau 3 de cazinouri. Acum vorbim de 5 cazinouri în toată România. A existat acea perioadă într-adevăr? A bum. fost perioada aia până la criză, când erau foarte mulți bani pe cash pe piață, când veneau puși de aia care au avut terenul bunicii cu 500 de mii, puneau o pungă cu 500 de mii de euro pe masă îi jucau în jumătate de oră, erau vip, aveau un trabuc de la metru și trei gagici în jurul lor, pierdeau toți banii, se luau cu capul jos și nu i-am mai văzut niciodată, nici de atunci, nici până atunci. Și genul ăla de clienți cunoscuții, toată România și în media, care jucau sume mari, constante și uh, câștigau. Adică nu poți să uh, câștigi un milion de euro la caizon dacă ai venit cu 100 de dolari. Care a fost cel mai mare câștig pe care l-ați? văzut într-un cazino din România? În jur de 2 milioane de euro. 2 milioane. Da, și da. a plecat cu ei acasă sau? A plecat cu ea acasă într-o înapoi. Adică nu poți să câștigi pe un termen lung dacă vii constant în cazino. E, e joc de noroc și probabilistica matematică spune că banii se întorc la, la cazino. Deci poți să vii să te distrezi. Și la noi mentalitatea total diferită în țele balcanice și în Grecia și așa, sau în țele este europene de țările cu tradiție sau civilizate. De exemplu, când a stat în Vegas vreo trei ani de zile, americanul își calcula un buget fix. Zicea, mă duc de joi până duminică în Vegas cu 3000 de dolari și cu banii și Își plătea camera de hotel, limuzina, să <coughs> dădea până toate nebunile alea de raiduri. Și juca la casino. În momentul când pierdea toți banii la casino, dacă era prima zi, se ducea frumos și la casă. Chiar dacă avea banii, buzunare de de bani sau carduri. Nu mai scotea niciun bani din, da. din buznă. E altă mentalitate și ca să câștigi 2 milioane nu poți să vii cu 100 de dolari. Adică trebuie să joci sume foarte mari de bani să câștigi sume foarte mari și invers. Adică n-ai cum. Dacă vii cu 100 de dolari poți să câștigi 1000, poți să câștigi 300. Ce ai văzut pe la televizor că a dat cazinou faliment că a câștigat o, o sumă uia și o prostie pentru că n-o fiind matematică eu ca manager de cazinou știu cu câți bani am început în casă. Dacă am în caserie de exemplu 2 milioane de dolari cam așa are un cazinou bun din București cam asta e suma în lei plus euro, nu pot să las mizele de la masă de ruletă sau de la blackjack mai, mare de, mai mari de 300 sau de 500 pe număr. Pentru că oricât ar fi de norocos un client, să nu poată să câștige mai mult decât banii mei în caserie. Și atunci tot timpul se balancează, se reglează. Și atunci, în perioada aia, până la criză, se câștigau banii foarte, foarte ușor. Acum toți ăștia românii care jucau milioane au dispărut, deci nu mai există. Ori s-a băgat de nea în ei, ori și-au vândut terenurile, ori au dat faliment, deci s-au dus, ori s-au dus la pușcărie. Acum un cazinou în București ca să supraviețuiască este obligatoriu să aibă conexiuni în afara țării, adică să aducă clienți din Middle East, din Israel, din Irak, din Dubai, deci cu români și anumiți geancăți. Dacă ai avea doar români în cazino, un cazino în București are cheltuieli între 500 și 800.000 de euro pe lună. Deci asta mm -hmm. e suma minimă, pentru că ai minim față de angajați, fiind 24, 24. Și atunci, dacă ai avea doar români în cazino, ai face undeva la un 2-300 de mii, adică ar trebui în fiecare lună să duci de acasă 2-300 de mii da. doar cu români. Pentru că nu mai sunt high rolleri. Dacă n-ai străini și avantajul foarte mare de când a apărut legislația în 2015 că pot să transfere banii în contul cazinoului și să-i primească înapoi. Înainte erau doar cu sume cash. Atunci străinii fugeau pentru că cea domnule, dacă câștig la matale la cazino un milion, eu cum îi scot din țară? Pentru că era pe legea veche a spălării banilor, legea 656, un articol care spunea că cazinoile nu au voie să ofere niciun fel de dovadă a câștigurilor la jocuri de noroc. Deci tu când câștiga la mine nu puteam să dau o hârtie. Mariusica câștiga la Caisnon data de suma de chiar dacă aveam camere și erai filmat și tot se duce chiar la autopeste să scoți banii din țară. Era interzis că spălăm banii și atunci străinul nu putea. De ce, dacă câștig eu ce fac cu banii adică n-am -am ce să fac cu ei, e, da, da, atunci da. nu veneau. De când s-a schimbat legislația în 2015 și poți să obții poți să uh, uh, trimiți banii prin bancă și să ca să nu să ți transfere ție înapoi prin bancă automat au fost și străini încurajați să vină să joace în casinoul din România. Acum mai avem o singură problemă cu mentalitatea consulatelor și ambasadelor din țările astea, Siria, Irak, Turcia, pentru că în momentul când un client vine, chiar dacă are invitația la casino, pare neserios în fața consului care ar trebui să-i dea viza și Consulul nu dea român. Da, zice domnule, păi la merge la casino, nu-i dau viza, dar omul a transferat deja în contul casinoului un milion de euro sau de dolari să joace. Adică da, da, da. Un... nu vine unul să emigrant să muncească pe aici sau să ceară azil politic. E un Schmecher de afară care joacă milioane, dă-i frate viză, lasă-l să vină să distreze. Ați spus că cea mai mare sumă câștigată într-un cazinou pe care ați întâlnit-o a fost de 2 milioane. Dar cea mai mare sumă pierdută. Tot așa, 2-3 milioane. Da, acolo. Da, 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 da. Care sunt secretele cazinourilor prin care acestea reușesc să-și atragă clienții? Nu sunt secrete, sunt servicii. Aici face, pentru că noi vindem iluzii, să zic așa, în paranteză, adică nu-ți vând un produs palpabil, un telefon cu care mergi acasă, îi scos tipla, îi pui cartela, te joci și îți faci selfie și așa mai departe. Eu-ți vând, ție doza aia de fericire, să zic așa, sau de adrenalină, sau de ce vrei. Și ca să poți să vii și a doua oară, dacă ai pierdut niște bani, trebuie să te fi foarte bine. Adică să fie o mâncare impecabilă, să fie servicii impecabilă, să oameni, toți oamenii, dacă te duci în Vegas, în casino, toată lumea zâmbește până la urechi, smile american sau ceva. Trebuie să oferi omului servicii. Și domnule, am pierdut în casino, Bun, nu, nu, contează că am bani de sui, n-am pierdut toată averea sau toată casa, dar m-am simțit bine. M-a așteptat cu mercedes în fața scării, m-a dus la casino, m-a dus înapoi, mi-au zâmbit frumos, am băut un whisky de calitate, un coniac XO bun și m-am simțit bine și mai bine și a doua oară. Pentru că dacă nu-i oferi aceste... Și asta face diferența între Kaiser și la Las Vegas. Adică clienții vii primesc Ferrari să se plimbe cu el cât vor, primesc bilete la show -uri. Am fost la un show când eram în Vegas, la Barbara Streisand și erau bilete date de Kaiser către, către jucătorii VIP cu 5.000 de dolari bucata. Adică au dat la toți jucătorii VIP de obicei în Vegas, la alte show-uri, la Selindion, la... Copperfield, la toate primele rânduri sau la meciul de astea de box sau de K-1 sau de orice sunt cumpărate de cazinori Adică niciodată nu o să găsești la liber bilete în primele rânduri pentru că le cumpără sebat cazinori da, da, pe ele da, da. Și atunci zice la Bellagio, domnul Mariu știu că vă place k 1 aveți bilet în primul rând, cel mai tare loc, veniți la noi la cazinori și vă dau biletul Tu că vii fiind jucător, te bagi și acolo cu la o păcănea, la o roată, la ceva și... Așa, ți-ai plătit biletul de 10 ori sau ai, plă, ai plătit primele 4 rânduri. <laughs> Cam asta Corect. e strategia. Adică, clientul trebuie să simtă foarte, foarte bine, să îi se ofere cât mai multe și atunci el face diferența între cazinori. La noi nu este legal discountul. Sunt țări în care este legal să dai discount clientului în sensul că poți să-i dai o parte din suma de bani pe care a jucat-o înapoi. Matematic vorbind, pentru cazinori e foarte bine pentru că omul ăla oricum aduce banii. Adică el fiind jucător nu pleacă cu cei 10% sau 20% sau 15% sau cât îi dai tu acasă. Tot acolo îi joacă și rămâne, a beneficiat de un bonus. Rămâne cu ideea că uite. Da, 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 da. uite, s-a făcut la milă la oamenii de mine și mi-a mai dat o șansă, știi? Așa este. Legislația în domeniul nostru, în general în România, dar în domeniul nostru, suferă modificări constante. Fie că vorbim de legislație specifică, fie că vorbim de alte acte normative care afectează Legi, industria, că vorbim de GDPR, că vorbim de spălarea banilor, etc. Considerați că vor mai urma schimbări legislative importante pentru industria noastră? Sunt tot felul de presiuni, de, de, de când mă știu, de când a apărut prima lege, 93, din 92 a apărut legea, 93 a fost prima comisie de jocuri, tot timpul niște politicieni, ca mai mult sau mai puțin să-și facă reclamă sau să iasă în evidență, încearcă să schimbe. Ba să mărească taxele de 10 ori ba să interzică nu știu ce reclamă, ba să, Adică tot timpul sunt presiuni la Camera Deputaților, la Senat, interpelări, modificări, bani bine, bani rău, adică tot timpul, fiind un sector de ăsta sensibil, tot timpul cineva va vrea să-și facă publicitate sau reclamă pe spatele sectorului. Ba, sunt probleme cu reclamele. Acum, un fapt îmbucurător s-a interzis. Eu am luptat de mult, de ani de zile, ca și cum lupt să interzică păcănele pe, cănele, pe baruri s-a interzis acum să mai pună mașini în fața selor de joc, adică să nu atragi clientul direct. Dacă te uiți să te duci la Viena sau în altă parte, sunt și reclame așa de 30 de centimetri, alb cu negru sau cenușiu, pe care scrie jocuri de noroc, mic acolo, nu ne neoane de astea să nebunezi, să intri ca musca, să te bagi în ele. Adică reclamă cât mai discretă făcută pentru că omul care a decis că vrea să încerce azi să joace jocuri de noroc, se duce, el știe sala, nu să-l atragi tu, să-i pui un Ferrari în față și să viseze când în Vegas mă uitam la ea, sunt niște jocuri Wheel of Fortune, care sunt toate casele Nu le și au premiile aia, 12 milioane de dolari, 14 milioane și Will of Fortune, când se învârte roata aia da, așa. Da, da. Și toți ăia se uită și se uite la Jack 12 milioane, 14 și mai bagă câte 100, mai bagă câte 200, toți visează un cap, nu de 12 milioane de adică dolari. manipulez așa. psihic pe om lasă dacă vrea să le ia de două, ori în păcănele cu 10% în salarii, foarte bine, să distrează, lasă-l să intre, să-și vadă de treaba lui. Dar nu-l împinge tu, adică nu-l împinge din spate și îl, bagă la, îl băga la jocuri. Oricum, în ultima vreme s-au mai redus și dimensiunile reclamelor. Și... Marea noastră problemă acum sunt firmele astea fake de pariuri, să zic așa. Adică pe legislație n-ai voie să sunt acum împărțite pe în două. Tipul 1 și tipul 2. Tip 1 fără, fără limită de câștig și pot fi puse în țări în care uh, activitatea principală este jocuri de noroc și tipul 2 care pot fi puse în baruri, unde activitatea principală e bar sau la VP night club sau nu știu ce, AVP-uri. Și atunci ca să pot să pună aparate tipul 1 fără limite de câștig în barurile astea de care v-am spus eu și care nu există niciun control nici asupra minorilor, nici asupra evaziunii, nici asupra nimic, uh, uh, fac fake un punct de lucru a unei firme de pariuri. Și ăla, organizatorul de păcănele dă o sumă fixă de bani pe lună, 1000 de euro sau apar n-am 10 milioane, apar n-am ce, așa, și sunt de astea sute mii în toată țara. Și acolo n-ai niciun control. La fiecare comisie de, de, licențiere sau revocare sunt câte 3, 4, 5 propuneri de suspendare, de revocare pe faptul că au găsit minori în incintă. Pentru că fiind într-un bar, barmanul ăla, de acolo el nu supraveghează ce se întâmplă acolo. Și la noi încă mentalitatea la țară este să trimiți copilul după alcool, după țigări și la bagă direct în bil acceptor. Nu stă nimeni, ăla barmanul să uite cine joacă la Adică nu pot să fie controlate, asta spun. Adică e, e tragic și eu de când vorbesc așa în, în public, niciodată n-am fost adeptul de a lua banii de la oameni cu orice preț. Adică trebuie să ai un pic de un standard moral, să zic așa, adică nu poți să iei banii de la minori sau de la oameni care duc zile după zi pe alta. Adică la jocuri trebuie să vi se distrezi, să pierzi 10% din venitul care ai lunar, să-ți calculezi exact, nu să iei banii cu japca. În ceea ce privește piața de online gaming, gambling în România, dumneavoastră sunteți un bun cunoscător al acestei nișe. Putem spune că avem o legislație tânără pe partea de online gaming din 2015. O legislație care a permis să se maturizeze oarecum piața asta de online. Credeți că vor mai apărea schimbări aici? Și care ar putea fi acestea? Schimbări majore nu prea văd. E, se duce o luptă acum la nivel de, de CNEA să se reducă pentru că acum pot să faci reclamă la site-uri online doar după ora 11 seara, ceea da. ce e foarte rău pentru că la ora aia nu prea mai este audiență și uh, încearcă să. Sunt unele țări unde se face pe tot parcursul zilei și țări cu tradiție, adică nu, nu vorbesc de Europe, vorbesc de țări europene. Și atunci se tot face o campanie să se uh, ducă în jos de la ora 11 seara la ora 8 seara, să fie de la 8 okay. și să fie în timpul oricărei uh, manifestații sportive, să zic așa. Adică uh, și cei de la online ar trebui să aibă aceeași, din cauza că ei nu sunt expuși vizibil ca o sală de jocuri pe stradă unde poți să spui o reclamă sau poți să îți afișezi uh, o imagine sau așa, ar trebui cât de cât să li se dea și lor ceva în, în compensare. Deci asta e o problema online-ului cu, cu reclama și așa ca și taxe și asta cred că sunt la un nivel destul de ridicat, adică nu cred că ar mai încăpea să li se... Au încercat tot în parlament acum două luni sau trei luni niște deputați să propună mărirea, nu știu câte ori, a taxelor online și li s-a explicat clar de către specialiști că Asta va duce la falimentarea firmelor și pierderea câteva sute de milioane de euro la buget care dau acum a de online. Adică trebuie să faci o, o balanță. balanță. Hollywoodul în general și canalele de știri prezintă industria jocurilor de noroc ca pe o sursă a răului. De ce se caută păi se această se, dorință se, de senzațional? Se senzațional. Uitați-vă la știri la orice canal de televiziune din România câte victime, câte crime, aceste... Deci eu când deschid televizor aud propoziția asta. Aceste imagini vă pot afecta emoțional. Aceste imagini vă pot afecta emoțional. În continuă, de neață până seara. Sunt țări în care se dau știri pozitive. Pentru că dând știri pozitive la televizor, crești un pic și moralul celui care se uită la noi intri în depresie dacă te uiți la știri seara pe orice canal sau pe orice asta, nu mai vorbesc de știrile de la ora 5 la Pro TV, unde vezi numai topoare în cap și morți și răniți și oameni mâncați de câini și așa mai departe. Dar toți, în general, dau doar știri negative și caută senzațional. De, câte ori am făcut o conferință de presă sau am dat un comunicat cu o chestie pozitivă, am adus 1500 de străini în țară care au venit în România și au spart, de niciodată n nicăieri. Dacă i s-a făcut un rău la poker și a leșinat sau la cazino și a căzut pe scări, toate televiziunile breaking news știri. Adică -a se aruncat, caută, a făcut. Da, se caută sinucideri la jocuri de noroc. A făcut un, cineva o statistică, erau de 10 ori mai puține sau de 20 de ori mai puține decât sinucide din dragoste, de exemplu. Dar dacă să sinucide unul din dragoste, nu s a apare niciodată de la știri. e cel mai mare joc de noroc. Joc de noroc s-a aruncat unul un bloc acum nu știu câți ani de zile și luni de zile, luni de zile au... Știrile era tot pe prima, prima pagină adică, Oare nu e și vina industriei aici că nu comunică suficient? Da, comunică, dar uh, au, au, a dat, uh, cred că, rom tot un comunicat acum vreo 2-3 ani Că au zis că sunt în România cam 100.000 de oameni care joacă A doua zi a apărut știrea și, și încă acum se mai speculează după 2-3 ani Că sunt 100.000 de dependenți Deci presa așa ce vrea ea, nu ce mm -hmm. îi spui tu Adică indiferent sub ce forme comunici sau cum îi comunici o informație Ei iau partea rea a informației și pe aia o transpun în, în știre. Sau taie bucăți sau pun. Deci, sau... Principala problemă deci e nevoia de senzațional nevoia pe de care de senzațional, o au exact. de aia de tot știm. firmele aia cu... Păi eu mi-aduc aminte. Bine, acum nu mai cază, caz, dar când vorbim de 93-94 la finanțe, m-am dus acolo ca să le-am tradus legislație pe banii mei și le-am adus-o și era o doamnă acolo de la nu mai știu ce, taxe impozite, ceva, nu mai știu, era bătrân atunci, cred că a murit sau a ieșit la pensie. Și zice, de Un, unde ești? Păi zic, domnule, eu sunt cu cazinurile. A, păi nu mai veniți domnule aici, că am văzut filmul ăla cu Robert de Noroc. Se zice, mafios, nenorociți, ești afară. Eu mă gândesc că poate fi și vina regimului trecut, unde dacă te jucai, erai considerat infractor, dacă jucai nu știu ce, sau dacă jucai Macau în casă, te găsea sistemul ca fi nu știu cum. S-ar putea nu, să fie și o reminiscență. Da, 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 e și reminiscență și... Mentalitatea asta a noastră. Da, având în vedere faptul că avem online gaming, land-based gaming și așa mai departe, unde vedeți jocurile de noroc în țara noastră în următorii, nu știu, 10-15 ani? Să luăm așa. Nu doar o... jocurile de noroc. În general, lumea se duce și shopping și magazinele se duc pe online mult. Omul e din ce în ce mai comod, omul din ce în ce mai mult sunt țări deja, țările nordice, care au proiect de lege că o să interzică cash-ul de tot, o să fie numai carduri. Și atunci, ca să poți să controlezi lumea la nivel mondial de grupurile astea de șmecheri, trebuie să știi fiecare bănuț care să cheltuie. Și atunci ai tai cash-ul. Dacă nu mai are cash lumea, e foarte ușor să-i urmărești ce cheltuie cu cardul, unde cheltuie uh, criptomonede și așa mai departe. Și atunci uh, lumea se duce spre online încet, încet. Și shopping deja poți să comanzi la Carrefour pe online, îți vine acasă un nene cu baxurile de cola sau de apă plată sau eu știu cu ce îți vine acasă. Deci uh, și Acum poți să joci online pe ruleta asta noastră din casino de aici, de la Merriot, te joci pe telefon și vezi și clienții care joacă la ruletă live, adică pariezi cu ei în același timp fără să mai plătești 50 de lei biletul de intrare, stând acasă, joci pe canele de la EGT sau de la Novomatic sau la ce vrei tu pe telefon, fără să mai intri în sala de joc, să-ți mai ceară bani în sau să te împingă sau nu știu ce, adică eu văd de 10-15 ani că 80% din piață va fi online-ul și doar 20% mai vor fi de ăștia nostalgici cu tradițional să stai la masă cu ă, trabucul în mână și să bei o cafea, dar nici, nici trabucul, că au interzis și fumatul. Adică tot acasă stau cu trabucul și mă joc pe telefon, adică nici fumatul nu mai, nu mai Cineva e. Cineva îmi spunea acum ceva vreme cum că online-ul creează jucători care când ajung la o anumită vârstă migrează către partea de land-based. Păi din cauza asta, din cauza ce spuneam mai devreme, cu spatele, cu ochii, cu ecranul ăla, te, te adică te duce la nebun să tot stai în fața unui ecran 10 ani de zile. Pierzi legătura cu lumea. Că era circulat tot pe WhatsApp să trimiteau unii la alții glumă, zice n-am avut internet două ore și mi-am cunoscut cu familia, sunt chiar oameni de treabă, cam așa e și cu <laughs> online, adică te rup total de prieteni, de familie, de stai 10 ore pe zi în fața unui ecran, ani de zile la rând, te detașezi complet de lumea reală, trăiești într-o lume creată de tine fake, artificială, care nu e lumea existentă. Și atunci de aia se duc mulți și își dau seama de chestia asta, că ți-am ca să joci poker trebuie să fii deștept și se duc, se duc spre live, adică ies în lume, da. socializează. Am înțeles. Deci urmează să găsim, să găsim o implicare mai mare a statului în ceea ce înseamnă jocuri de noroc, cum am spus, prin partea de online, prin folosirea de carduri și așa mai departe. Și să vedem o creștere a jocurilor online. Da, da, asta e părerea mea. Adică pe termen lung, pe, cum ai zis tu, 10-15 ani, jocurile se vor duce spre, spre, online. Pentru că și că pentru operatori, sunt foarte mulți operatori care au și live și online. Costurile la online sunt mult mai mici decât la live. Personal mult mai puțin, adică sunt doar avantaje. Omul își face un calcul, fiind om de afaceri, domnule, cât investesc și cât scot. Și atunci deja Apare într-o lumină mai favorabilă partea de online decât de live La un yeah. cazino ți-am zis dacă n-am avea străini Eram închiși toți adică din cele 37 de cazinouri care au fost au rămas 5 Și din astea 5 uh, Norocul lor este că sunt patronii străini ce au conexiuni în afară adică nu mai există mai a fost un cazino până acum 2 ani unde Erau patroni români și au închis din cauză că Nu aveau clienți de afară nu aveau conexiuni de afară n-au putut să ducă sau au chinuit ani de zile să aducă străini n-au reușit Și atunci nu poți să supraviețești doar cu clienții români la taxele care sunt foarte foarte ridicate la cazino. Domnule Constantinescu, vă mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Și să ne auzim, ne -auzim cu bine, cu bine altă dată.